200 de victime ale violenței domestice, câte 50 în fiecare județ vizat de proiect, vor primi consiliere juridică și psihologică, găzduire pe perioadă determinată, recuperare fizică și terapii ocupaționale în cadrul unor centre și adăposturi ce vor fi dezvoltate în județele Galați, Brăila, Tulcea și Vaslui. Specialiști și voluntari vor susține activități de identificare și preluare din mediul violent a victimelor și asistarea acestora în centre de recuperare la Brăila și Vaslui, în adăpostul din Galați și instituirea unor echipe mobile în Galați, Brăila, Tulcea și Vaslui. Proiectul va mobiliza în premieră specialiști în asistență socială de la asociații non-profit, direcții de asistență și inspectorate județene de poliție. Finanțarea este asigurată prin mecanismul financiar norvegian, din care au fost alocate 4 milioane de euro pentru combaterea efectelor violenței domestice și a violenței bazate pe deosebirea de sex. Ne-am propus ca și obiectiv general constituirea unei rețele de centre de sprijin la nivel interregional, regiunea sud-est și nord-est, pentru victimele violenței domestice în contextul legii 217/2003 privind violența domestică, cu scopul asigurării accesului acestora la servicii de sprijin eficiente și coerente pentru un număr de 200 de victime ale violenței domestice. Asociația Ora 2010 dorește să-și extindă activitatea, să diversifice serviciile sociale pe care le acordă, ca să zic așa, cu un pas mai înainte decât fața de momentul în care dumneavoastră v-ați prezentat la noi cu propunerea acestui proiect. Din data de 8 mai 2014, Asociația Aura 2010 a înființat la Brăila primul centru de recuperare pentru victimele violenței domestice. La nivelul județului Vaslui, anual sunt raportate aproximativ 400 de cazuri de violență domestică, raportate la nivelul Inspectoratului de Poliție. Un mare beneficiu pentru noi în acest proiect este înființarea Centrului de Recuperare pentru Victimele Violenței. Aici să spunem că avem un deficit la nivelul direcției și ăsta este practic cel mai mare câștig al nostru. Așa cum v-am spus, este o asociație nouă înființată, formată la inițiativa unor oameni care, prin obiectul ei de activitate, se pretează și la această activitate care se desfășoară în cadrul acestui proiect. Din punctul nostru de vedere, suntem foarte mulțumiți.